nu va fi altul. El e cel mai mare om născut din femeie. Adică fără alte apartenențe. Nu-l punem alături de Domnul Hristos. Și astăzi, dacă ați fost atenți, am citit despre nașterea acestui copil, Ioan Botezătorul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe vecinii a apucat frica în momentul când Ioan Botezătorul s-a născut și toți cei din ținutul în care trăia Zaharia cu Elisabeta împreună își puneau întrebarea asta: oare ce va fi copilul acesta? Aceste două versete le putem privi din altă prismă, nu? Putem să luăm dintr-o parte firească a lucrurilor și să spunem că oamenii și vecinii lui s-au speriat când s-a născut Ioan Botezătorul. O zic, bă, ce va fi ăsta? Pentru că nu putea să fie decât legat de două aspecte a vieții lui un om. Ori să fie un om al lui Dumnezeu, un om cum trebuie, sau să fie un om care să sperie vecinii. Spun lucrul acesta pentru că în vremea noastră de astăzi, dacă s-ar pune problema aceasta, s-ar pune mai mult la partea negativă a lucrurilor. Nu? La partea negativă a lucrurilor. Ei, în vremea aceea când s-a născut Ioan Botezătorul, oamenii au auzit toată istoria și toată întâmplarea care a dus până la nașterea lui. Ei nu s-au speriat, ei nu i-a apucat frica de faptul că s-a născut un copil. Ei n-au rămas cumva uimiți și n-au pus întrebarea asta: oare ce va fi copilul acesta? Pentru că s-au mai născut mulți copii și nimeni n-a pus întrebarea aceasta vreodată. Dar oamenii aceștia, auzind toată istoria și toată întâmplarea preotului Zaharia și a casei lui, care a circulat în acea vreme prin tot ținutul acela Iudeii muntos unde stăteau ei, o realitate deosebit de frumoasă, da? Spuneau, ce va fi copilul ăsta? Oare ce va fi cu el? Și vă spuneam, nu s-a născut cu păr de aur, nu s-a născut cu, nu știu mai cum, n-a avut ceva special față de alți copii, nu? Nu asta a fost problema, că s-a născut un copil. Pentru că un copil, când se naște, se naște un copil. Da. Ce se diferențiază la el este că unul este băiețel și unul este fetiță. Atât. În rest, e copil. Nu poate să spună mama și nu poate să spună nimeni, va fi cu minte, nu va fi cu minte, va fi rău, va fi bun. Nu poate să spună nimic. Părinții pot atâta să facă pentru ei în prima fază, să-i pună un nume, ca apoi să-l dea drumul acasă de la spital. Și atât. Ce va fi copilul acesta? Însă dacă ne uităm în primul capitol al cărții a Evangheliei după Luca, ni se redau câteva lucruri foarte interesante despre părinții acestui copil. M-am întrebat și am zis, oare? Acum mai are vorbesc la părinți. La cine să vorbesc? N-am la cine vorbi, numai la păreți. Că micuțul Lucas, oricât te-a spune eu lui astăzi, el nu mă înțelege nimic. Și nici dacă mă întâlnit cu el când va fi mare, nu aș ști să-i spună ce am predicat la binecuvântarea lui. Deci eu predic la părinți și vă spun la părinți astăzi. Îmi spun mie și vă spun dumneavoastră. Și dacă unora dintre dumneavoastră nu o să vă placă, nu-i treaba mea asta. Aș vrea să vă spun că eu nu vă predic din bazme de Ispirescu, eu vă predic din Scriptură. Și dacă înseamnă că nu vă place ce predic de aici, înseamnă că nu ne place Scriptura. Și dacă nu ne place Scriptura, înseamnă că e baimar cu noi. Ieri după masă am avut o întâlnire cu un prieten ai casei Domnului, care este și în dimineața aceasta cu noi aici. Am stat de vorbă vreo două ore cu el. Vrea să se întoarcă la Domnul, vrea să primească pe Domnul să se boteze și m-a rugat să ne rugăm Domnului pentru el și nu o să uit asta, ca Domnul să-l izbăvească și de țigară. Spune, băutura am lăsat-o de vreo 2 ani și jumătate, frate, opriș. Nu mai vreau, dar țigara încă. Ei? Și am dat un sfat foarte simplu, să se lase de fumat. Nu-ți mai cumpăra țigări. Simplu, nu? Nu-ți mai cumpăra țigări. Și dacă nu-ți mai cumpăr țigări, te-ai lăsat de fumat. E o problemă grea. Și i-am promis că ne vom ruga Domnului pentru el și de seară vom face mult special lucrul acesta. De ce vreau să vă spun? Asta vreo 2 ore de vorbă cu el. Am rămas foarte impresionat, vine din Biserica Catolică și mi-a spus, domnule, ce am văzut la dumneavoastră aici nu e în Biserica noastră catolică.
Și spunea el, am început să citesc Scriptura, să studiez Scriptura și m-am băgat adâncit în ea, la început n-am înțeles nimic. Dar s-a întâmplat ceva cu mine, spune el. Am început să înțeleg ce citesc. Și îmi spunea el, în urmă cu două zile eram acasă, soția nu a fost acasă, eram acasă și am citit în Scriptură mult. Și când am sesizat și am realizat cât de mult m-a iubit Domnul și ce a făcut pentru mine, ce două ore am plâns într-una. Mi s-a umflat ochii în cap de mi-o furușine să mă duc afară să cumpăr pâine. Am înțeles ceva ce până atunci n-am înțeles. Zice, eu stăteam în casă, spune el, dar aveam ochii închiși, nu vedeam. Dar acum, zice, parcă Dumnezeu mi-a deschis ochii. E foarte interesant să asculți mărturia unor oameni care încă se mai întâlnesc cu Dumnezeu. Care încă se mai întâlnesc cu Dumnezeu. Și m-am gândit, uitându-mă în această istorie frumoasă a lui Ioan Botezătorul și a familiei lui Zaharia, care era preot și sluja Domnului la templu din Ierusalim, după din ceata lui Abia, erau împărțite pe cete slujire acolo, nevasta lui Elisabeta era o femeie se venea din neamul lui Aron, dar spune cuvântul Domnului, erau bătrâni. Amândoi erau bătrâni. Și n-avea copii pentru că soția lui era stearpă. Trecuseră deja de ani când se mai spere că pot să aibă copii, nu? Copii pot să ai, știu eu. Cea mai bătrână mamă, nu mai știu eu când am citit că era în România una. Dar nu se întâmpla, dar trecuseră de ani ăștia. Am rămas foarte uimit uitându-mă, mai amănunțit în Scriptură, că atunci când el face slujba în templu și Îngerul Domnului stă de vorbă cu el, s-a speriat. Omul bătrân, preotul Zaharia s-a temut. Nu apăreau îngeri așa cum apar astăzi, nu? Nu apăreau. Astăzi toți avem câte un înger păzitor, nu? Așa spunem noi sau cineva, toți avem câte un înger păzitor. Și merge cu noi cu mașina până cam la 130 la oră. Și după 130 la oră zice, nu mai stau lângă nebunul ăsta. Și el se dă jos de acolo, nu? Așa suntem noi învățați, că fiecare avem un înger păzitor. Să fie așa. Am cântat o cântare mai înainte, mulțumesc de apa dulce, așa. Ați realizat cântarea aceea. Foarte frumoasă. O rugăciune deosebită. Numai eu am puține probleme acolo la refrenul. Știți cum sună refrenul? Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Doamne. Și nu-ți mai aduce aminte de nimic de ce-a fost rău. Ar vrea să vă spun că dacă îngerul ăsta e cu noi în fiecare zi, ăsta ține minte și ce-am făcut rău. Dar să voi să vă spun, eu nu sunt bărbat ideal, dar soția mea mă spune numai lucrurile bune care le fac. Dar dacă ea cere să mi le spune și pe cele rele, cred că ar fi mai multe decât cele bune. Cântarea e foarte frumoasă, foarte frumoasă. Bine, eu nu sunt ideal, poate unii sunteți. E foarte frumoasă, e mulțumit lui Dumnezeu de toate, dar refrenul ăsta mă pune greu. Doamne, ține minte numai ce am făcut pe placul tău. Nu suntem noi deloc, suntem deștepți. Suntem foarte deștepți, că asta ne-ar place. Și nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce a fost rău. Unde se mai întâmplă asta în universul acesta? Că nu ne aduce Domnul aminte de ele și nu ne face de circ aici în biserică. Asta e datorită bunătății Lui și harului Lui, nu? Că dacă ar veni Domnul să ne spună pe capete, de aici de la mine și până în sală, aș vrea să vă spun eu că nu ne-ar apuca. Aș spune la unul dacă ar apuca să-i spună toți și celălalt să mergi și afară pe ușă ca să nu-i mai spună nimic. Că suntem buni. Și avem numai fapte nobile în noi, da? De ce spun lucrul acesta? Pentru că omul acesta lui Dumnezeu, Zaharia, făcea slujba în templu, tămâia, adică era la sărbătoarea ispășirii, când se tămâia în locul preasfânt. Și tot norodul, spune cuvântul, că stătea afară și aștepta să iasă marele preot de la tămâiat. Și când a ieșit Zaharia de la tămâiat, a început să dea din mână, așa când, ca și noi când vorbim german. A început să dea din mână și dădea din buze
Nu se auzea nimic, oamenii s-au uitat la el, spărea ce l-a apucat pe ăsta. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo s-a întâmplat ceva. Și ceea ce s-a întâmplat acolo nu s-a întâmplat așa din senin. Spune că la un moment dat, Zaharia vede un înger al lui Dumnezeu stând la colțul altarului. Omul de peste, poate bătrân, era înaintat în vârstă, ne spune cuvântul Domnului. Eu țin să cred că avea peste 70-80 de ani. Sluja la templu și la vârsta de 80 de ani, se pare că nu prea erau preoți tineri în vremea aia. Și dacă nu au fost preoți tineri, o trebuie să facă aia bătrân slujba. Că normal preoții ieșeau mai devreme la pensie. Da. Se pare că poate din lipsă de preoți nu au avut decât să slujească și la vârsta aceea. Și îngerul Domnului când îl vede, îi spune lui Zaharia așa. Zaharia, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Care rugăciune? Care rugăciune? El era de 70-80 de ani, poate. Soția lui înaintată în vârstă spune, era stearpă. Și el la anii ăia se ruga lui Dumnezeu că Dumnezeu să-i dea un copil. Nu? Se ruga lui Dumnezeu să-i dea un copil. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ceva. Are influență familia în care se naște un copil asupra copilului care se naște? Să spuneți dumneavoastră, să nu vă spun eu. Să spuneți că vă condamn. Spuneți-o dumneavoastră, cu gura dumneavoastră. Haideți. Are influență o familie în care se naște copil, un copil, față de copilul acela? Are? Cum, nu se naște copilul acela cu directive și cu traiectorie clară de la Dumnezeu? Când vine, el știe exact pe unde se dună, pe unde să se ducă, ce să facă, tot. Nu vine așa. Nu vine așa. Păi noi credem că așa vine. Noi credem că așa vine. El are drumul lui, el are jucăria lui, el are tot. Noi numai stăm și l-asistăm din urmă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul acesta lui Dumnezeu, preotul Zaharia, era foarte conștient de lucrurile acestea. Și dacă vă uitați în versetele puțin de mai sus, spune amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile lui Dumnezeu. Dacă ar trebui Dumnezeu să ne dea copii, numai după acest verset, ne-am pierde repede neamul, ne-am pierde repede numele, s-ar stinge repede din tot ce se cunoaște. Da? Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată. Dar asta a fost preot de la tinerețea lui, din copilăria lui. Ea era fată de Aron, el era de neamul preoției. Ăsta așa a trăit până atunci, până la anii ăia. Așa a trăit. Și dacă suntem atenți puțin la versetul acesta, nici nu putem să concepem că din asemenea oameni s-ar putea naște altfel de copii. Că din asemenea oameni ar ieși altceva decât ceea ce a fost Ioan Botezătorul. Pentru că dați-mi voie să vă spun. După ce s-a născut Ioan Botezătorul în casa lui Zaharia și a Elisabetei, Zaharia și Elisabeta au fost tot în felul acesta. Ei au rămas tot în felul acesta. Ei au rămas neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate rânduielile lui Dumnezeu. Are influență, are familia în care se naște un copil în viața de fiecare zi asupra copilului care se naște? Aș vrea să înțelegem ceva. Nu degeaba se ocupă statul astăzi ca să zeie copilul din casă, din brațe și să se ocupe el de el. Pentru că dacă se ocupă el de copil, el știe ce va ajunge copilul acela. El știe ce va ajunge copilul acela. Dar dacă părintele se ocupă de el, e tot ce e posibil ca copilul acesta să primească o altă întorsură decât vrea statul sau legea sau țara în care noi trăim. Nu? Țara în care noi trăim. Spre regretul nostru o spunem, nu-i tocmai așa. Nu tocmai așa. Creștem copii și nu avem
nici o capacitate și nici o influență asupra lor. Ne pare rău că poartă nume frumoase din Scriptură, nume frumoase din Scriptură, și găsim în societatea noastră oameni care, eu în momentul când aud de cineva care poartă numele din Scriptură, îmi spun singur, ăsta ori părinții spocăi sau dacă nu-s pentecostal, cel puțin baptiști sunt, că au pus numele din Biblie, că societatea noastră în care trăim prea puțin pune nume din Biblie copiilor. Dar nu-i rău asta, e foarte frumos să pui nume din Biblie copiilor. Știți care e cel mai dureros lucru? Căci ca și părinte, după ce ai pus nume din Scriptură copilului tău, el crește mare și poate să ajungă ca niciodată să nu știe povestea numelui pe care îl poartă. Și asta, nu vă supărați, am văzut-o eu cu ochii mei. Îl cheamă Lucas, îl cheamă Ionatan, îl cheamă Samuel, îl cheamă Daniel. Și el crește mare și poate e mare de tot și poate pleacă din casa mamei și a tatei și el nu știe de unde o primi numele ăsta și cine a fost Samuel sau Daniel. Vă dați mei, măcar atâta responsabilitate să avem ca părinți, că în momentul când copilul ne crește și i-am pus numele Lucas, care vine de la Luca, căutați o carte cu Evanghelistul Luca și puneți-o înaintea copilului și spune, uite, tu ai primit numele după ăsta, Luca ăsta, și voi aveți harul ca Luca ăsta să fi fost un evanghelist, un om care a scris Scriptura. Și spune Apostolul Pavel despre el că ce era Luca? Era doctor. Deci voi ați pus-o bine acum, ați simțit pe două căi. Poate să fie doctor, nu știu eu, dar înainte de a fi doctor, el trebuie să fie Luca. În urmă cu ani de zile vorbeam cu soția săptămâna trecută, mai înainte, două săptămâni, ea era educatoare de copii și au făcut o scenetă în biserică la noi cu grupa de copii, când era Diana, care acum are copii, și Ovidiu și Cristina, mai mici, și au făcut o scenetă și cine credeți că a fost doctor în sceneta aceea? Dare a fost doctor. Eu a fost medicul. Dare, ați mi-aduce aminte? Eu a fost medicul, nu? Îți pare că a avut o inspirație bună și cine a pus-o și ea mai departe. Dar, dragii mei, nu e problema ce el va fi în societate, ci e problema care va fi starea lui înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Ioan Botezătorul că atunci când Dumnezeu a stat de vorbă cu Zaharia, i-a spus așa, copilul acesta va fi cum? Cum? Mare înaintea oamenilor. Noi înțelegem greșit lucrul ăsta, noi într-adevăr vrem să-i facem mari, dar de Ioan Botezătorul nu se vorbește așa. Adică copilul acesta care se va naște din soția ta va fi chemat mare înaintea oamenilor. Va fi un om mare. Și dacă ne uităm puțin mai jos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune toate detaliile. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Mai mult decât atât spune, va întoarce pe mulți din copiii lui Israel, cei neascultători, la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Că atunci când va veni Hristos să găsească o cale pregătită pentru Dumnezeu, să pregătească o cale pentru Dumnezeu. Dragii mei, Zaharia știu ce cere de la Dumnezeu. Lui nu i-a trebuit un copil care, după ce se va naște și a crește mare, să-l bată și să nu-l asculte. Că el era bătrân. El o știu ce cere de la Dumnezeu. Și pentru că o știu ce cere de la Dumnezeu, o trăit după cerința lui. Vedeți dumneavoastră, după Scripturi, fiecare bărbat este preot în casa lui. Mai înainte ca să fii preot în biserică, trebuie să fii preot în casa ta. Casa ta este biserica ta. Casa ta este biserica ta. Și trebuie să fii preot în casa ta. Dacă familia ta, dacă soția ta, dacă copiii tăi nu te cheamă niciodată să te rogi pentru ei,
nu ești preot. Îi fii tu ce-i fii, dar preot nu-i fii. Dacă soția ta, dacă copilul tău este bolnav și dai din mâini și nu mai știi ce să faci și nu spui, mă rog pentru el. Suntem preoți doar după ce spune Apostolul Petru în epistola lui, nimic mai mult. Pentru că Dumnezeu așa a lăsat ca familia și în familie soțul să fie preotul lui Dumnezeu. Adică el să fie acela care să facă ispășirea în casă, nu? Să primească mărturisirile, el să fie aceea ca să ia măsurile disciplinare, el să fie acela care să se pună pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să mijlocească lui Dumnezeu pentru copilul lui, pentru copiii lui, pentru soția lui, el să fie acel. Dragii mei frați, știți lucrurile acestea? Vorbesc în cunoștință de cauză sau vă spun lucruri care nu le-ați mai auzit până aici? Soția a dorut-o piciorul, de multă vreme a dorea piciorul. Mi-a fost rușine, mi-a spus de atâtea ori, când ai de gând să te rogi pentru mine? Și am zis, lasă că ne rugăm la biserică. Și am zis, nu la biserică, acasă. Mi-a fost rușine să mă rog pentru ea. Adică să mă ridic din pat, să mă pun în genunchi, să pun mâinile pe piciorul ei și să-L cer lui Dumnezeu să o vindece. A fost cumva jenă. Adică mă rog pentru oricine mă roagă să mă rog. Da. Și m-am întrebat, Doamne, dar de ce e așa? Și am primit și răspunsul, dar nu vi-l spun. Nu vi-l spun. Dar așa să vă spun ceva. După o perioadă de timp, a părăsit-o boala. Și a zis, spune-mi drept, te-ai rugat pentru mine? Păi am zis, normal că m-am rugat pentru tine de fiecare dată când mă rog. Că n-am făcut-o eu cu tot ritualul ăla, nu? Mă puneam în pat lângă ea, puneam mâna pe ea și mă rugam lui Dumnezeu, poate ea dormea. Dacă Dumnezeu m-a ascultat, îi mulțumesc, dacă s-o vindecat pe alte căi, îi mulțumesc și așa. Dar aș vrea să spun ceva, casa ta este biserica ta, a fiecărui bărbat de aici. Și noi căutăm ca în biserică să fim frumoși și să ne purtăm frumos. E bine dacă facem asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă vrem ca copiii noștri să fie ceva în societate, și am luat acest verset, această parte din verset, ce va fi copilul acesta? Am suficienți ani, dar nu a venit la mine niciodată niciun tată, fie mai tânăr, mai bătrân, să-mi spună, eu mă rog lui Dumnezeu pentru că soția mea este însărcinată și urmează să nască o fetiță sau un băiat. Eu mă rog lui Dumnezeu și cer lui Dumnezeu să-mi spună ce vrea cu copilul ăsta. Pot spune și eu ca Scriptură, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut. N-am văzut. Pentru că așa să vă spun un lucru, ce va fi copilul tău, Nelule și Tabita? Va fi ceea ce vreți voi. Va fi ceea ce vreți voi să fie. Marea problemă este ce vreți voi să fie copilul ăsta. Deci am spus, n-am găsit pe nimeni până acum. Dacă există vreunul, aș vrea să-l cunosc, să-l felicit pentru asta. Că a stat înaintea lui Dumnezeu când soția i-a spus că e însărcinată și a zis, Doamne, spune-mi ce vrei cu copilul ăsta care se va naște, ce va fi el? Pentru că și copilul care Dumnezeu ne-l dă, în primul rând să nu uitați, asta va fi ceea ce eu și soția mea vreau să fie. Aia va fi. În funcție de ce va vedea în casa mea, ce va vedea în familia mea, în funcție de ce am să pun în el, din momentul când Dumnezeu mi-l dă în brațe și nu numai, aia va fi copilul care se va naște. Aia va fi copilul care se va naște. Ce va vedea copilul meu în casa mea de când se naște? Și nu numai, de când se naște târziu.
Statisticile spun, și este o realitate, că încă de la 4 luni copilul sesizează starea de spirit din casa familiei. Ce vă spun eu este dovedit. Adică, când se ceartă soțul și soția, el știe. Nu? Ați văzut copiii agitați, nu? Ați văzut copiii agitați, nu? Dom'le, e agitat! E simplu ca să vezi unde e problema. Vezi care din casa respectivă e agitat, că cu ăla seamănă. Pentru că ăsta e adevărul. E o soră pe care o cunoaște, nu vă spun numele, dar ea în momentul când era însărcinată, cânta la pian. Cânta la pian, nu e la noi aici, cânta la pian. Și avea o cântare frumoasă care o cânta la pian. Și ea spune cu gura ei lucrul ăsta. După ce s-a născut copilul, și deja copilașul era așa la câteva luni de zile, în momentul când ea cânta la pian cântarea care a cântat când era însărcinată, copilul se liniștea. De ce? El cunoștea cântarea. Dacă în... Și știți dumneavoastră, nu vă spun ceva nou, surorilor, dacă în timpul sarcinii o femeie este agitată, o femeie este tulburată, se va naște un copil agitat și un copil tulburat. Și apoi deja bă-l duci tu să se roage, frate, pentru el, că el îți seamănă lei ție. Cum ești tu, așa-i și el. Deci nu se mai pune problema asta. Că din doi oameni liniștiți, care n-au treabă nici cu ziua de azi, nici cu cea de mâine, nu se poate naște unul ești agitat, se va naște unul așa. Dar ăsta este marele adevăr despre lucruri. Deci înainte de a se naște copilul, noi suntem responsabili de toată problema aceasta. Au fost oameni în Scriptură care înainte să primească copilul s-au rugat lui Dumnezeu. Știți cum îi cheamă pe ăștia? Știți? Au fost doi oameni care înainte de să naște copilul au zis: Doamne, mai trimite o dată pe omul al Tău, care a fost la soția mea, ca să știu exact ce am de făcut când se naște copilul. Cine a fost? Manuel. Nu alu Samson, greșit. Ba da, scuză-mă, alu Samson. Manoah. În momentul când, când îngerul Domnului vine și vorbește femeii, el nu era acolo soțul. Soțul era capul casei. Și soția a spus: bărbat, uite, am văzut un om al lui Dumnezeu, a venit la mine. Și mi-a spus lucrurile astea. Și a zis Manoah: haideți să-l mai rugăm o dată pe omul lui Dumnezeu, să mai vină o dată. Și s-a rugat împreună cu soția lui și a venit din nou omul lui Dumnezeu. Și când a venit din nou omul lui Dumnezeu, pentru că nu a venit sub formă de înger, a venit sub formă de o ființă umană. Și a zis: acum rămâi cu noi aici ca să mâncăm împreună. Și el a zis: dacă vrei să faci ceva, uite, adu o jertfă Domnului. Și în timp ce pregătea Manoah jertfa, o atins cu toiagul lui, o atins jertfa, o luat foc. Și atunci Manoah a zis: murim, că am văzut pe Dumnezeu. Și a zis soția: nu o să mori, că dacă Dumnezeu vrea să ne omoare, nu ne spunea lucrurile care ne le-a spus. Nu ne spune asta. A fost omul care, ca să fie documentat ce are să facă cu copilul lui, a zis: Doamne, mai vin o dată și mai spunem ce să fac când se va naște copilul ăsta. Noi nu mai avem treabă cu omul lui Dumnezeu. Noi avem treabă cu Google-ul. Google-ul ne spune toate. Toate bolile, toate ieșirile copilului, dacă tastăm pe Google, ne spune, vezi că îl doare burta, vezi că are colici, vezi că tot acolo. Nu am treabă. Și ce e mai dureros? Și educația care le-o dăm, o luăm tot de acolo. Știm ce trebuie să fie la 3 luni, la 6, la 9, tot de acolo. Sesizez asta pentru că trăiesc într-o societate modernă că nu mai e problemă de Dumnezeu, nicăieri. Nu? Nu mai e problemă. Am câteva cazuri concrete pe care le știu. Căsătoria. De unde vine? Tot de pe Facebook. Sunt cazuri multe pe care le știu. M-am căsătorit pe Facebook. De acolo, acolo și-a găsit partenerul de viață, acolo s-a întâlnit cu el, acolo fost prieteni și când s-a întâlnit, a făcut starea civilă. Poate mai funcționează la unii problema asta, nu știu cât. Deci am scos pe Dumnezeu, nu mai are treabă Dumnezeu cu noi, cu problemele astea. Aș vrea să vă spun, dragii mei, copilul nostru, copilul vostru va fi ceea ce voi vreți să fie. Ceea ce voi vreți să fie, aia va fi copilul. Pentru că în funcție de ceea ce tu le duci, îl înveți, în funcție de felul în care trăiești în casa ta, cu soția ta, el vede toate lucrurile acestea.
Și înainte de a-i spune tu să te porți frumos în societate și în lume, el se va purta cum te-a văzut pe tine că te porți în casă cu soția sau cum se poartă soția cu tine. Așa se va purta. Ce va fi copilul tău, decizi tu și soția ta. Eu nu știu asta de la mulți, dacă ați făcut treaba asta, dar vreau să vă spun ceva. Dacă mă duc în casele voastre și îți de un an de zile și se joacă pe acolo după jucăriile pe care le are, eu știu ce va fi copilul vostru. Pilot de formulă, ceva de asta, cum îi spunem noi, cum le spunem asta, cum îi zice la Stallone asta, zi, Rambo, pistoale, tot felul, sau mai știu eu. Văd aici la mama și copilul niște ligioane de ale care eu mă tem de ele. Și copiii se joacă și nu pot fără ale, pentru că le aduc de acasă. Eu spun povești sau vă spun adevărul? Da. O să avem în biserică piloți de formulă, câțiva Rambo de ăștia, poate ne mai trebuie pe aici, ne mai trebuie, nu știu în ce vremuri vin, da? Puși de toate culorile la ei. Nu-i greu de văzut ce va fi copilul, pentru că tu asta vrei să fie copilul tău. Mai sunt oameni care gândesc puțin mai mult, care apreciez, care încă n-au băgat în casele lor pistole și puști și alte chestii și s-au limitat la un telefon, la o tabletă, se mai joacă copilul pe el, da? N-am treabă cu dumneavoastră, am treabă cu casa mea. Săptămâna trecută a venit Ionas la mine și pentru că taică-său și maică-său nu lasă să se joace pe telefon mai nou, a venit la mine, opa, mă lași un pic pe tabletă. Desigur, ăsta e păcatul meu, da? E păcatul meu. Cum să nu te lasă? Opa, și i-am dat tableta. S-a dus direct pe YouTube, a deschis YouTube-ul și a zis, ce cauți? Bă, mi stă bine. Un demon din Marea Britanie, pe care îl cunoașteți dumneavoastră, aia care își dă izmenele de pe el fără să-și dea pantaloni. Știți? Îl știți pe ăla, da? Mi stă bine. Da, și mi stă bine. Da, l-o căuta pe mi stă bine. Uitați-vă dumneavoastră în biserică, nu? Uitați-vă în biserică. Eu vorbesc ca și în casă la mine de copiii mei, da? Asta sunt. Eu am slăbiciunea asta, îmi pare rău, mă rog lui Dumnezeu să mă ierte și copiii dacă vor să mă ierte. Când copiii vin la mine, eu nu pot să le spun nu asta, nu vă dau aia. Nu pot. Mă cer cu taică-său și cu măsa dacă trebuie, dar nu pot să văd că plânge și că-i cur lacrimi și zic că plecați acasă, lăsați copilul aici că îl aduc eu. Pentru că, mă rog, asta e slăbiciunea mea, îmi pare rău, nu-i bine să fiu așa, dar nu știu de ce e așa. Dar nu-i bună. Știți că cel mai mare om din lumea asta care trăiește, Bill Gates, care conduce tot demonul ăsta de ce se întâmplă în societatea Microsoft, fetele lui, o fată a lui pe care o are, are acces la tabletă 30 de minute pe zi. Știți treaba asta? 30 de minute pe zi. Și fata e mare de tot. E mare de tot. 30 de minute pe zi. Și el ține toată puterea aceasta în mână. Cred că casa lui toată e făcută numai din tablete. Totu-i, am avut ocazia să o văd de la distanță, în urmă cu vreo câțiva. Da? Atât. De ce? Pentru că e un om deștept. Pentru că știe ce înseamnă o chestie de aia în mâna unui copil. Dar nu numai asta, mă uit la... Mă scuze, unde e Ovidiu? Să mă scuze, n-am treabă cu... Sunt nepoții mei, nu vreau să dau alte exemple, nu? Caleb! E de un an, încă nu știi, zice bine, opa, mă încurcă cu, zice, oma în loc de opa. Și poate zice, nu, opa, nu oma. Dar, domnule, îi trebuie telefon. Și se duce acolo și el. Da? Vasile, spune de fetița ta, na, de... Amelie. Când vede telefonul și mișcări pe acolo, gata, nu mai trebuie nici de mâncare. Fraților, ce vă spun eu? Sunt realități. Dar aș vrea să vă spun ceva. Astea o să vă coste pe toți cei ce aveți copii și pe cei ce au nepoți. O să vă coste. O să vă coste. Diavolul e așa de șiret. Și spune cum? Uite așa, copilul meu va fi ceea ce eu vreau să fie. Dacă eu voi decide ca copilul meu să fie un om al lui Dumnezeu, înainte de a fi medic. Dacă voi decide ca copilul meu să fie un copil al lui Dumnezeu, înainte de a fi inginer. El va fi un copil al lui Dumnezeu. Voi avea grijă ca tot timpul vieții mele și a lui să mă ocup de el în felul acesta. Îi voi pune în mână o scriptură în care
nu știe decât să se uite la fotografii, dar să vadă în ea ființe scripturale, oameni din Scriptură. Voi avea grijă când îl culc să nu-i cântare mama o fetiță cât un ghemotoc, ci să-i cânt o cântare sau să-i spun o poveste din Scriptură. Că nu va trece multă vreme până va veni și va spune: oma, opa, spune-mi povestea aia cu Daniel în groapa curei, să spunem povestea aia. Marea problemă e că nu o să știe, nu o știe poate nici tata, nici mama. E ce problema? Nu, asta este realitatea. Dar pentru că noi suntem scutiți de toată problema asta, nu avem tangențe cu asta. Am vrea că atunci când vor fi mari copiii noștri să fie oameni al lui Dumnezeu, să trăiască cum vor ei, să le dăm tot ce vor ei, să nu avem nicio interdicție în viață, că lasă că am avut noi, bogat am suferit noi, ei să nu sufere, nici nu o să sufere, vă spun eu, nu o să sufere, că tot voi o să suferiți, tot voi o să suferiți. Pentru că asta este realitatea. Va crește copilul mărișor, da? Vă spun spre rușinea mea și nu a dumneavoastră, a mea. Există în biserică asta un băiat scump, un copil, dar e suficient de mare. Știți ce am observat la asta, la copilul ăsta? De fiecare dată, și dacă vreți să-l vedeți, cine-i urmăriți când se gata biserica, de fiecare dată când vine dimineața la biserică cu tatăl lui, vine la mine și dă mâna cu mine: pace, frate, opriși. Dar nu asta. Niciodată nu pleacă acasă fără să treacă pe la mine să spună: pace, frate, opriși. Am găsit eu pe holul bisericii și copii și fetițe: opriși, ce faci? Bine, mă, mă bucur că... Înțelegi? Ce vrei să te faci tu când e fi mare? O să mă fac medic. Că mama a zis că medicii ajută oamenii. Faină idee ți-o da mama ta. Ia, vrea să se facă medic. Dar nu e o problemă asta. Astea sunt lucruri pe care le discutăm noi în casă, nu? Dacă noi vorbim în casă deschis lucrurile acestea. N-are rost să așteptați la copil să te ia cu nenea și cu fratele. Nu? N-are rost. Pentru că asta e felul nostru de a vorbi. Că noi avem felul ăsta la de a vorbi elegant când ne întâlnim cu cineva: pace, frate, pace, frate. Dar după aia, nu-i mai spune frate. De multe ori mi se întâmplă și mie asta. S-o cer, ce, bă, nu-i bine, lasă-mă, zic. Știu că nu-i bine. Și eu sunt om. Copilul tău va fi ce vrei tu să fie. Dacă a crescut mare și deja a ajuns, aș vrea să spun ceva, nu a fost un accident. O ajuns ce tu ai vrut. O ajuns ce tu ai vrut. Dacă ai fi vrut să fii un om al lui Dumnezeu, putea să fii un om al lui Dumnezeu. Dacă ai vrut să fii altceva, nu ți-ai dat niciun interes și ai crezut că tu ai datoria doar să faci copii și să-i lasă să ți crească alții, e o problemă. În Scriptură, dragii mei, în Scriptură și Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 6, versetul 4, ne vorbește despre o lucrare foarte interesantă. O zis: părinților, nu întărătați pe copiii voștri la mânie, și ce-o spus mai departe? Ci creșteți-i în frica și în legea lui Dumnezeu. Asta nu este o opțiune, fraților, în mustrarea și învățătura Domnului. Asta nu a fost o opțiune pusă de Pavel în Efeseni, ci este un imperativ pe care Apostolul Pavel îl dă părinților. Și voi, părinților, nu îi întărătați la mânie, dar creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. După ce au crescut mai mari și știu ce e aia mustrare și învățătură, nu trebuie mai mare întărătare la mânie, numai să-i spui de Dumnezeu. Numai să-i spui de Dumnezeu. Nu trebuie să-l întărâți mai tare. Numai să-i spui de Dumnezeu, să-i spui că trebuie să citească Scriptura. Păi, tată, dar dumneata îmi vorbești de citit Scriptura, că nu știu numai germană. Și când îi dai pe aia în germană, spune: da. Dar de ce să citești? Dar tot citești? Că nici tu nici pe tine nu te va citi niciodată. Dar de ce aș citi eu? Are dreptate. Când a crescut suficient de mare copilul și el nu vede în casă apucături de astea, care sunt bune apucături, vede altele, el le ia tot mai pe ale mai bune. N-aș vrea să vă întreb câți părinți dintre dumneavoastră care sunteți aici, tați sau mame, că și mamele au zis: citiți Scriptura la ora actuală. Citiți. Ce ați citit ieri din Scriptura? Pe unde ați ajuns cu cititul Scripturii? Pe unde ați ajuns? Nu vreau. Aveți copii? Ați văzut vreodată dacă citiți Scriptura? Nici nu vă interesează asta.
dar vreți să fie oameni mari. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Nu numai că o să ajungă ce o să ajungă, dar o să aveți de suferit și după ce se căsătorește copilul, pentru că el întemeiază o familie și își va lua una tot ca el, care nici nu știe cum arată Scriptura, că la fete e puțin mai altfel lucrurile ca la băieți. Pentru că datoria ta ca mamă și ca tată nu este să-i pui Scriptura în mână la 3 ani, este să o citești tu și cu soția ta Scriptura. Și el să te vadă că tu zi de zi tu nu poți fără să deschizi cartea aia. Și nu vor trece multă vreme până îți va spune: tată, vreau și eu o carte de aia, chiar dacă nu știi să citească, pentru că te vede cu ea în mână, nu? Mă uit de multe ori aici și văd copii, Domnule, se uită acolo și cântă cu toată gura, te sperii când îi vezi, dar nu știu ei să citească. Cântă că știu cântarea. Cântă asta. Știi ce frumos e să-l vezi făcând asta? Sau mă uit câteodată în cor așa și văd fetele noastre de aici din cor. Biserica cântă toată așa. Mă înțeleg că acum au probleme, poate nu toate pot să cânte, au inimă bună, dar dacă ești aici, cred că de aceea suntem aici. În Scriptură, dragii mei, în Scriptură există o experiență, există un exemplu în Ieremia 35. Prorocul lui Dumnezeu l-a chemat Dumnezeu odată și a zis: Ieremia, iată, Doamne, aici sunt. A zis: du-te, cheamă la casa lui Dumnezeu familia lui Recab. Cheamă-i familia lui Recab la casa lui Dumnezeu, pe copiii lui, nu știu câți au fost. Eu am vorbit odată despre familia asta, tot la o binecuvântare. Și s-a dus profetul lui Dumnezeu și a zis: Dumnezeu mi-a poruncit să vă duc la casa lui, la templu. Și a dus pe toți la templu. Și a încolonat pe toți acolo într-o chilie și a zis: pune vin în vas. Și a umplut un vas mare cu vin și a zis către ei: luați și beți. Ei s-au uitat la omul lui Dumnezeu, la Ieremia, și au zis: Ieremia, noi nu bem vin. Dumnezeu mi-a spus să vă duc aici și să vă pun să beți vin. Și au zis fiul lui Recab: Ieremia, oi fi tu omul lui Dumnezeu. Și te-a trimis Dumnezeu pe tine să ne pui să bem vin, dar noi nu bem vin. Pentru că tatăl nostru, când trăia, ne-a spus așa: voi să nu beți vin. Și tatăl lor murise de multă vreme și ei nu beau vin. Oameni care nu au băut vin nici după ce a murit tata lor. Alții beau și când e viu. Nu când după ce a murit. Că după ce a murit nu mai are nimic control asupra noastră, nu? Deci trăim cum vrem noi. O muri mamă, o muri tata, cine îi mai poruncește acum? La cine mai dă socoteală? La nimeni nu mai dă socoteală. Și au zis: nu. Pentru că tatăl nostru ne-a poruncit să nu bem vin, nici să nu se din case, ci să trăim ca și, cum ne spune noastră, deci să trăim în corturi, ca și nomazi, așa. Pentru că suntem trecători prin țara aceasta. Și vă spuneam, mai aduc aminte puțin de ce vă spuneam atunci la binecuvântare, s-a descoperit undeva în ceva deșert, peste 200 de mii, peste 200 de mii de evrei care locuiau în corturi și care nu beau vin. Și s-au dus pe spița lor de neam, pentru că asta e cunoscut în statul Israel, și toți aceștia oameni, după 2000 de ani, trăiau după porunca pe care le-a dat tatăl lor. Seminția lor și neamul lor nu au dispărut. Au rămas intact pentru că asta le-a făgăduit Dumnezeu. Și-a zis Dumnezeu: vezi tu, Ieremia, oamenii ăștia au ascultat de tatăl lor și după ce au murit, dar Israel, poporul ăsta meu, nu mă ascultă nici acum. Pentru că eu și dumneata ca tată și ca mamă, eu și dumneata ca tată și ca mamă, vei decide în viață, în felul în care te vei purta, vei trăi, vei umbla, în felul care vei pune mintea copilului tău care este curată, care este ca o coală albă de hârtie, care n-a scris nimic nimeni pe ea. Ce vei scrie tu pe ea, aceea va citi el când va crește mare. Bine, dar mamele n-au nicio problemă în toată chestia asta. Mamele n-au nicio responsabilitate, numai părinții.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și mamele au și ele ceva. Surorile noastre cunosc textul acesta din Proverbe 31, așa? Din Proverbe 31. Mama este mult timp cu copilul în casă, mai mult decât tata. Bărbații cam caută să se eschiveze de aici. Mama este cu ea, cu copiii. Mama trebuie să le schimbe, mama să le dea de mâncare. Ei iau în brațe cât sunt dispuși să se joace sau eventual după ce dorm să pun lângă ei. Dar mama este în casă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Proverbe 31. Despre o femeie cu responsabilitate în casa ei. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea, în momentul când își cască gura, cuvintele ei sunt demne de luat la suflet. Nu vorbește pe telefon până se încălzește și explodează bateria, nu? Până știe tot ce s-a întâmplat în oraș și în biserică și în tot ce se face și nu se face. Femeia asta își cască gura cu înțelepciune. Asta e femeia și mama de valoare în casă. Când ea îi spune un cuvânt la copilul ei, copilul ei știe ce poate să facă mai departe și ce nu poate. Pentru că știe că mama lui de fiecare dată când vorbește, vorbește cu înțelepciune. El știe că-și cuvintele mamei lui nu le aruncă la coș, nu le pune în spatele lui. Pentru că niciodată mama lui nu i-a dat un sfat rău. Niciodată. Da, dar tata este preotul, spuneai, frate, opriși mai înainte. Da, dar uite ce spune cuvântul mai departe. Ea veghează asupra celor ce se petrece în casa ei. Considerați că e drept ca mama să vegheze asupra a tot ce se petrece în casa ei sau poate tata ar trebui să facă asta? Da? Considerați că e drept asta? Foarte drept, fraților. Societatea în care noi trăim îți ia soțul de lângă tine și îl duce la lucru 10 sau 12 ore, da? Iar pe dumneavoastră v-a dat Dumnezeu harul ăsta să stați 2-3 ani acasă să vă grijiți de copii. Și anii în care faceți din ei oameni sau vă bateți joc de ei. Asta este. Soțul pleacă să-și câștige pâine, mai sunt și de aia care iau locul soției și trimite soția lucru și rămân pe carenți. Și asta e o lege bună pentru asemenea oameni. Mai sunt și de ăștia. Du-te tu și lucră că tu câștigi mai bine, las că stai acasă și pot de copil. Singurul lucru care nu poate să facă să-l lăpteze, trebuie să scape de el odată. Nu? În rest, o învăța să le facă pe toate celelalte. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia asta veghează asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă în casa ei. Ea știe de fata lui ei, ea știe de copilul ei, ea știe unde mere, ea știe când vine acasă, ea cunoaște toate dedesubturile. Am avut o mamă care a plecat acasă la Domnul. Eram căsătorit și eram aici de ani de zile. Și de câte ori plecam acasă în concediu, își făcea timp să mă întrebe numai între mine și ea două lucruri. Și îmi spunea și mă întreba, ce faci, cum ești, cum îți merge? Și spunea, mamă, e bine. Se uita la mine și îmi spunea așa, știu eu cum e binele ăsta. Și nu mai spunea nimic. Și apoi mă întreba, cum e familia? Și a zis, mulțumesc lui Dumnezeu. Și mi-a spus așa, ai pentru ce? Ai pentru ce? Pentru că o mamă, chiar dacă nu stă în spatele tău și nu-i toată ziua cu tine, când se uită în ochii tăi, știe ce e în tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ea veghează asupra tuturor celor ce se întâmplă în casa ei. Nu se poate mișca nimic de acolo ca mama să nu știe.
Ani de zile în urmă, când am fost trimis la Motru, după ce veniserăm din armată și eram așa de necăjit, m-au chemat cei de la lucru și au zis să pleci dacă nu te concentrăm. Și în momentul acela veneam acasă de la serviciu și mi-era oroare să știu că trebuie să plec de acasă. Și ieșeam pe o gradă acolo în spatele casei și mergeam de unul singur. Și odată când, după câteva zile, când m-am întors înapoi, mă aștepta mama la poartă acolo și a zis, păi ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Și am zis, nu-i nimic. O zis, băi, ce s-a întâmplat? Și a spus, uite, mamă, ce s-a întâmplat. Tata a murit, eram cel mai mare băiat din familie. Uite ce s-a întâmplat. Și o să auzi, o să fie și fără tine cumva, că doar nu o să stai toată viața acolo. Eu tind să cred că încă femeile acestea n-au plecat. Poate sunteți unii aici care vă mai aduceți aminte de cuvintele mamelor voastre. Poate să vă aduceți aminte de ele. Și cred că cuvintele acestea poate pentru unii au avut mare efect. Copiii dumneavoastră vor fi ceea ce vor ei să fie. Vor fi ceea ce vor ei să fie. Au libertatea din Scripturi să se bucure, Ecclesiastes 11:9, să se bucure. În viața asta poți să te bucuri. Să faci ce vrei tu, ce-ți place ție. Alegerea este a ta. Însă mama are datoria să-ți amintească că la urmă toate lucrurile astea le plătești. Le plătești. Și dacă ne vom uita în Scriptură, vreau câteva exemple, fără să le comentez mult. Fiul risipitor a ales. El a ales ce să fac. A zis, m-am săturat de tine, bătrâne, m-am săturat de casa ta, de tot averea ta, de tot programul tău, de toate rugăciunile tale, de tot Dumnezeu, de tot Dumnezeul tău, de toate cântările tale, m-am săturat. Plec. Plec tămbanii. A avut un tată special, că i-a dat banii. Eu în locul lui îi dădeam altceva. Dar a avut un tată bun, e și o pildă, numai nu, asta îl reprezintă pe Hristos. Eu dat averea lui și a zis, du-te. Și după ce s-a dus, tata stătea la poartă și tot aștepta să vină. Asta a ales el. Aș vrea să învățăm ceva de acolo. Orice alegere a noastră fără Dumnezeu, ne întoarce înapoi tot la Dumnezeu. Mă înțelegeți? Ne întoarce înapoi tot la tata acasă. Eu fi fost rușine. Da, o venit înapoi, pentru că plătim lucrurile astea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Estera de fata aceea care a crescut omul acela, Mardoheu. Mardoheu, da? Așa-i Mardoheu. A ajuns împărăteasă. Poporul ei era la strâmtorare, trebuia să fie omorât. Îl cheamă pe împărat de două ori la ea la un ospăț și a doua ori îi spune împăratul Estera, ce vrei? Tu nu m-ai chemat degeaba aici. Ce vrei? Și spune împărat așa, jumătate din avere, dacă îți trebuie, ți-o dau. Ești împărăteasă. Ai fost preferată, ai fost aceea pe care am ales-o eu. Și femeia aceasta s-a dus în fața împăratului și a zis, împărate, dă-mi viață pentru mine și poporul meu. Nu-mi trebuie averea ta, dă-mi viață pentru mine și poporul meu. Și a zis, aha, dar n-am înțeles, care e problema? Zice, Haman a plătit în vesteria ta banii ca să memoare poporul. Și a zis, împăratul, nu se va întâmpla asta. A fost o femeie care a știut ce a ales. Putea să stea liniștită în casa împăratului, era asigurată. Evrei 11:24. Un exemplu extraordinar de elocvent pentru noi. Moise, omul lui Dumnezeu, spune Evrei 11:24 că a preferat omul acesta al lui Dumnezeu, Moise, să suporte consecința și mai departe, a vrut să sufere împreună cu poporul lui decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Asta nu știu mulți copiii noștri. Că plăcerile sunt de o clipă. Decât să sufere, mai bine e o plăcere de o clipă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu
că avea ochii ațintiți, pironiți la răsplătiri, dar de unde ai știut tu, Moise, de răsplătirile lui Dumnezeu? De unde ai știut? Credeți că a făcut faraon lecții de teologie cu el? Că i-a plătit profesor de teologie ca să-l învețe scripturile? Nu. A avut o mamă care până la vârstă foarte fragedă, o băgat în el tot ce-a putut de Dumnezeu și de poporul lui. Și pentru că atunci a pus în el tot ce-o știutea de Dumnezeu și de poporul lui, când Moise a ajuns la vârsta de 30 de ani, om în toată firea, a zis, e frumos ce aveți voi aici, e frumos Egiptul și împărăția care se urâde pentru că era capabil și ajunge la faraon, dar a zis, nu-mi trebuie. Mă duc în Gosen și fac cărămizi cu evreii, pentru că mama m-a învățat că oamenii ăia, când vor fi scoși de acolo, vor avea răspătirile lui Dumnezeu în fața lor. Pentru noi, mai în vârstă, nu e o problemă să ni se spună lucrul acesta, pentru că ne uităm în sus. Dar pentru ăștia mai tineri, ce le spunem lor? Răsplătiri, ce răsplătiri? Ce-ți văd ochii? Ce-ți vede mâna, nu-ți lasă sufletul să acum? Ce răsplătire? Unde răsplătire? Cine v-a spus asta? Vedeți-vă de treabă. Logică, la anii mari și la vârsta majoră, când ajungi, îl iei așa cum ai luat, știu eu, cum l-ai luat de undeva, de unde habar nu a avut el. Se vorbește tu de Dumnezeu și de răsplătirile lui Dumnezeu și de o viață trăită cu Dumnezeu după ce s-a tăvărit în toate plăcerile pământului ăsta. Dar de aici, copilul tău va fi ce vrea el să fie. Dar ce e foarte frumos aici, el va fi ce vrea el să fie și va fi ce vrei tu să fie dacă tu îți faci datoria ta. Când el va ajunge să poată alege, el va alege în funcție de ceea ce ai tu pus în el și de ceea ce tu ai vrut să fie. Și dacă tu ai vrut să fie un copil al lui Dumnezeu și te-ai purtat și l-ai educat și ai stat lângă el ca atare, el când va fi mare, va alege să fie un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu ochii după copiii noștri, dragilor. După copiii noștri. Dar vreau să vă spun ceva. Nu ia pe cei pervertiți, pe cei care se scaldă în păcat și în mizerie acum. Nu ia pe aia. Pentru aia are o îndelungă răbdare și dorește să se întoarcă la el. Dar Dumnezeu e cu ochii după copiii noștri și caută copiii care au crescut frumos, care au trăit frumos, care poartă frică de Dumnezeu în ei, care noi trebuie să le opunem și Dumnezeu ia în mâna lui să se folosească de ei. Am văzut atâția tineri frumoși care aveau învățătură din Scriptură în ei, care trăiau ca niște oameni cu judecată, cărora Dumnezeu stătea de vorbă cu ei. Și am văzut și dintre ei care, la vârstă mare, dacă ți se dă să te duci cu el undeva să stai la masă, el nu știe că trebuie să se roage înainte de a mânca. Dacă stai cu el și se scoală sub ochii tăi, el nu știe că trebuie să se pună pe genunchi să se roage dimineața când se scoală să-i mulțumească lui Dumnezeu. Nu? Uitați-vă dumneavoastră în biserică, la tineri, nu vă spun acum. Stau de multe ori și mă uit la ei. Nu se roagă niciunul, stau așa. Nu se roagă. N-aveți nevoie de rugăciune. Fraților, sunt copiii noștri care Dumnezeu ne-i-a dat și spune Scriptura că sunt moștenirea lui Dumnezeu pentru noi. Știți care moștenire sunt? Nu aici. Aici nu avem copii ca moștenire, aici ne sunt copiii noștri. Dar cerul lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-L umple cu asemenea moșteniri și ne-a dat copiii ca să-i ducem cu noi în cer. Puteți realiza când primiți un copil din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu vi-l-a dat și într-o bună zi va întreba, unde e Lucas, nelule? Unde e Lucas? Păi, Doamne, știi, nu o să-ți fie bine atunci. Nu o să-mi fie bine atunci. Dacă mai puteți face ceva în dreptul caselor voastre, faceți. Dacă nu puteți face, vă spun ce puteți să faceți și ce pot să fac. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pentru felul în care ne-am tratat copiii și ne-am crescut copiii.
pentru felul în care ne-am bătut joc de ei. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte, este singurul lucru pe care mai putem face. Cei care, mă rog, sunteți ca mine, sau mai bătrâni, sau mai tineri. Pentru cei ce aveți copii mici, nu-i târziu, nu-i târziu. Aș vrea să vă spun că nu o să aveți scuză niciodată. Atât am spus eu de copii și de binecuvântări de copii în biserica asta, că dacă părinții cu copii ar fi ascultat ce am spus și ar fi căutat să împlinească, oameni buni, astăzi copiii dumneavoastră și unii dintre voi, când veneați la biserică, zburați, nu veneați pe picioarele voastre. Zburați. Dau loc surorilor să laude pe Domnul. Dau loc surorilor să laude pe Domnul cu cântarea care el a pregătit-o și apoi ne vom ruga Domnului pentru micuțul Lucas.